Ce har, ce binecuvântare să fim în casa Domnului și știm că fiecare dintre noi suferim de anumite boli și de aceea avem nevoie de medicamentele care se cumpără din farmacie. Dar cea mai importantă este farmacia sufletească, de aceea vreau să laud pe Domnul prin citirea unei poezii. Farmacia sufletească. În orice casă a unui om din lume are câte o mică farmacie și încă să se găsească farmacia sufletească. Corpul de cumva te doare, de prea multă neglijare, din leacurile cele bune e să alergi la rugăciune. Dacă firea pământească începe să te robească, tu repede te pocăiește, roagă-te și mai postește. Deci, cuprins de mânie sau cuprins de o viclenie, să pleci în grabă mare la leacul numit răbdare. Dacă cumva te supune vreun fel de slăbiciune, să iei repede în gură învățături din Scriptură. Iar de ești născut din fire, predispus la clevetire, primejdia-i tare mare, căci boala-i molipsitoare. Să începi fără întârziere exerciții de tăcere și când ai ceva a spune, să ai doar cuvinte bune. Zgârcenia când se învechește, sufletul primejduiește, scapi luând din farmacie leacul numit dărnicie. De mândrie de ești bolnav, cazul este foarte grav. Leacul cel mai cu putință e să ajungi la umilință. În credință tu slăbești, dacă nu te mai rănești, cu cuvântul lui Dumnezeu tu rănește-te mereu. De la adunare când lipsești, se întâmplă să răcești și rămâi mereu rece, timpul tace, dar el trece. Nu lipsi de la adunare planificându-ți alte ore, că munca ți-a înregistrată și de Domnul cercetată. Leacul pentru îndreptare e să te porți cu fiecare, cu dragoste deosebită și răceala-i ocolită. De inima ți se împetrește și astfel nu se pocăiește, primejdea e foarte mare, poți muri în altă stare. Domnul cu tine lucrează, inima ți-o cercetează, dar nu ține împetrită, crede să fie înlocuită. Poate ești un om de știință, dar te afli în necredință. Sau ești ceva mai jos și tot nu crezi în Hristos. Dar să știi că acum e timpul, câtă lume mai trăim, să ne îngrijim de suflet și în păcat să nu murim. Amin. Amin.